Uite forul. Unde e video-ul ăla? Unde e? Unde la balai? Ce ajung la tine? Bă, stai mi frate, cum tu stai liniștit acolo în bancă. Stai liniștit, codruț. Zi-mă, ce dacă suntem de la Oradea, mă? Da, suntem amândoi de la Oradea, știi? Știu, care știu cine ești, stai liniștit cu ce? Ce? Știu cine ești, frate. Ce ai zis? Nu înțelegi că eu vorbesc cu tine? Tu poți să poți un dialog cu mine sau? Da, mă, iar Alexandru, da. Dacă ții cu el, tu duci să vorbește cu el atunci. Persoana ta cu capul tău. Haide. Să vede că haide. Nu te duce capul. Cip-cirip, cip-cirip. Auzi, Alexandra? Maria, nu, tu exagerezi. Este cu voi în, nu exagerezi. Maria este cu no. Și cu Adriana în gașcă? Nu. No. Gașcă? Iar am făcut gașcă? Nu, te întreb și eu, că am observat că de păi fiecare dată e cam apărarea Mariei. Așa este, scot la cot. S-a părut ție că eu i-am luat apărarea Mariei? Da, asta. Cu ce i-am luat apărarea? Păi scoți mereu, scoți în evidență cam o dată la două zile fetelor celorlalte că da, înțeles, Maria vă face, Maria e deșteaptă, Maria... Nu, manul, eu am spus meu. Că Maria are un joc, înțelegi? Maria are pe cineva care o învață ceea ce trebuie să facă, iar fetele cine dau curs la ceea bun, ce vrea. Dacă era vorba despre Andreea și aducea aceleași acuzații, de ce iar... Vai, mă, să dura de atâta! Falsă, nu știu! Maria, da, are un joc, e falsă. Cu replici de pe internet și citite de pe internet și în fiecare zi afirma aceleași lucruri. De aia, Cristian. Alexandra, dar nu te deranjează că s-ar putea să-ți ia fața? Dar să-mi ia fața, dar nu mă asta observ, că s-ar putea să fie... Dacă nu pleacă în gala asta și are același comportament și nu va fi sancționată pentru care am înțeles că a dat-o aseară după... Eu n-am dat niciodată. Tensii, ce n-ai înțeles? E a posibil ca următorul fai de aici din casă să fie între tine și Maria și să nu mai ții apărarea. Alexandra, dacă vrei să fii corectă, fii corectă. Alexandra, știi care e strategia ta mult de față? Alexandra, să văd dacă ai scris. Lasă-te de loc, Arturaș, cât de vezi în capărul Mariana. Păi, dar nu ți-am dat. Păi, Arturaș, cât de vezi în capărul Mariana. Care trebuia să o ascult 5 ori. Te-am așteptat aseară să vii. Să vin eu la tine? Da. Era în interviu. Păi dar voi ați vorbit. O ai zis că o vadă. Să care aici în emisiunii n-ai. Adriana a ascultat înregistrarea aseară. Păi normal că ți-a dat o voi, dar nu veneai să mă aduci să vezi. Puteai să vii mie să mă aduci mie, nu? A? Păi dar tu vrei să demonstrezi. Păi dar eu să vin să vin eu. Doamne Alexandra, nu mă interesează să pun eu înregistrarea, i-am arătat o Adrianei aseară, am arătat că am înregistrat. Păi normal că problema mea e că pentru că ea gândește la fel ca și tine, normal. Mariana, aseară, chiar m-am uitat fix la episodul. Uite, trebuia să o trimiți în producție de aseară. Mariana, trebuia să o trimiți de aseară. Chiar m-am uitat la episodul în care Marinescu a venit și a făcut acele afirmații. Nu a fost în perioada date-ului meu cu el, a fost fix în săptămâna când Andrei a plecat. Aseară asta la terasă. Eu și cu Marinescu și cu... Mario. Mario. Așa. Am stat, am vorbit, m-a întrebat de aia Marinescu, cum e pe unde stă, cum, ce fel de fată este ea, dacă a avut relații, bla bla bla. Bine, ok, lasă-o pe aia, lasă-o pe aia. Știe și el chestia asta. Okay, după aceea a ajuns discuția la Alex. Așa. Și mi-a spus Mario că o să vină în emisiune cu dovezi și lucruri și mesaje să-l dea în gât cu niște chestii. Mai departe știe el ce a mai spus, pentru că am plecat la 11 și un sfert de pe terasă. De noi trei ce o zis? Că ne strângem la el în cameră și vorbim? Că... Că-i bârfim? Ceva de genul, dacă vă mergeți în casă la la Alex și vă bârfiți și strângeți, sunteți tot de echipă și chestii de genul. Dar mai departe știe el ce... Pe care echipă, mă? Sau cine te bârfește? Că te înjur în cameră, eu vă înjur și aici și în cameră, pe amândoi. Pentru mine sunteți doi p***i amândoi. Și ți-am spus și ție. Asta e. Tot timpul am fost. Da, Marinescu, da. Nu mai da, da, astea, băi. Păi venele și vorbiți prost, fără voi. Eu v-am zis aici la amândoi. Pentru mine sunteți doi p***i amândoi. Două sifoane, asta sunteți. Amândoi. Ajungi la mine, vrei să te mii? Ce să fac? Ce să fac? Mai vorbi așa. Ce să fac, mă? De fapt, ajung la tine. Banca ta. Ajung la tine? Codruț. Oradea, stai cu minte, mai ales la Oradea ești. Să arăt că ți-ajung la tine. Arăt eu la Oradea și...
Și ce dacă ești de la Oradea? Ce dacă la Oradea? Stai puțin. Ia hai să-ți arăt cum ajung la tine. Stați cu minții acolo. Zii, ce are dacă suntem la Oradea? Nu mai dat ieși acum. Cum să o dăm așa? Cum mergem acasă? Ai mă, ce stai ăștia? Calmează-te. Zii mă, ce dacă suntem de la Oradea? Nu vezi. Zii mă, ce dacă suntem de la Oradea? Da, suntem amândoi de la Oradea și... A, mă, că nu știu cine ești, dar nici... Mario, las că-ți arăt la hotel, la hotel ajung la tine. Chiar dacă mor pe scaun, tot ajung la tine la hotel. Bun. Da, știu. Trebuia să ajung odată și am fost fraier, că n-am ajuns. Că văd că... Că văd că ce? Ești șmecher. Păi n-auzi. Fii atent. Când am avut ocazia, am fost băiat cu tine. Am fost singurul băieț bun care am spus. Când am avut ocazia, am fost băiat care a zis Codruț, nu-i dacu' lasă că... Frate, cum ce ești în cameră? Mi-ai afirmat cum ești în fața la acțiune, n-am mai fost băiat. Nu, las că o să ți le dau. Niciodată n-am zis niciodată. Băi, băi Codruț. Dai, nu mi le dai, zic eu că nu mi le dai, zic eu. Codruț. Băi, dar nu mai mâncă asta. Băi, nu-i problemă, vrei să lămurim o situație, o lămurim. La mine sunt ia să. O lămurim. Nu vezi, păi tu nici la mine. Nu sunt foaie în fața la tine. Sunt foaie în fața mea, el pe mine. Mario, el pe mine. El pe mine mai este ca George. Tu le agi spunând, tu le agi spunând că vrei să te min, nu poți să ajungi la mine, că uite ce n-al sunt. Normal că te-mi dai. El mi-a afirmat mie că mi-a dat. Lasă înălțimea, oprește. Am dat spune să nu mai vorbească cu cel, mă. Ce vorbești, proști, vrei să-mi foi la mine, că ce să nu vorbesc? Nu mă interesează cu ce. Băi, ce să nu vorbesc prost? Dar vorbesc când vrea eu. Hai, lasă-mă. Din poziția, poziția asta ta în care vrei să stai și doar vii și arunci. Bă, când Maria nu mai are rost, asta confirmă dar ce am zis. Pentru ce să o mai aduc? Nu se lovească niciunul dintre ei, crede-mă. Dacă vreau să te lovească, te lovea atunci când erai mort. Și nu te-ai stai în picioare. Poate vine fata din producție să confirme ceea ce am spus. Da, dar nu mai da vina pe altcineva că a fost acum o lună da, de zile. Dar n-am dat vina pe nimeni, cu ce am dat vina? Acum o lună de zile poate nu mai ține minte. Veniți și dovediți Alexandre că ea e buricul pământului să-i dovedească toată nu, lumea Alexandre. Să-mi dovedească, nu mie, că eu n-am nevoie de dovedească. Lasă, nu mai vreau, mulțumesc. Puteți să vorbiți în continuare, înseamnă că sunt o persoană importantă. Nu știu ce vorbesc. Sunt o persoană importantă dacă mă vorbești. Pentru mine nu ești, că dacă era nu ne vorbești. Lasă că sunt și pentru tine. Și ce vreau să văd, Alexandra, dacă tu te cerți acum cu aia și vrea să... dacă ea acum te cerți tu cu ea și ea vrea să controleze ție dacă tu mai extinzi, vreau să văd ce faci, dacă te super sau nu. Doamne, mai... Așa, suntem în guie. Mă lasă să... Mă roagă să-i le controlez. În gală când vă cerți... Mă rog să-ți le controlez. Ascultă-mă la mine, că n-ai să mă atingi tu vreodată de păr. Ascultă-mă. Mă rog să-ți le controlez. Fii atent, de ce am spus eu? Că a vrut să-ți controleze... Mai da mare smart. În momentul în care eu am spus că a vrut să-ți controleze extensiile, înseamnă că... Am afirmat spusele voastre. Da, ce-am da, ai făcut mișto pe chestia asta. Ai luat-o că la fac mișto. Eu mișto, este problema mea. Păi da, faci odată de două ori, dar lasă-mă și pe mine să-ți controlez extensiile atunci dacă vrei să faci controlare la extensii. Eu n-am zis că să scoată extensiile, am zis. Da? Eu nu am zis că am zis. Ai controla. Să-ți controleze extensiile dacă mai sunt acolo. Atâta tot. Păi asta e. Nu am zis pe ce să-ți le controlez. Păi atunci să-ți le controleze cineva. Să vezi dacă le mai ai pe toate sau poate ai liniștită. Mie mi-am controlat eu dimineață singură, stai liniștită. Când mi-am făcut bine, când mi-a trebuie să te controleze și ție altcineva. Dacă creierul tău gândește, tu ai ieșit bine și el... Și pe mașină îmi faci așa, îmi faci așa pe mașină. Bă, mersi, bă, Codruț, mersi. Așa îmi faci pe mașină. Mersi, da. Ce vrei mai mult atât? Eu nu ți te înțeleg. Te lești de un mesaj care este fals. Dacă ai 2 metri, n-ajung la tine. Ori pe scaun, ce ajung la tine. Codruț, mai pune și tu. Păi stai mă cu minte, măi, Codruț. Dar cu mine ce? Ție nu ți-a pus nimeni treabă. Dar tu ce ai cu mine? Dar tu ce ai cu mine? Ți se pare că am ceva cu tine? Păi tu ce ai cu mine? Băi, omule, eu încerc acum o situație. Păi tu zici, lasă-mi mai pe eu încerc acum ca o situație să o dreg. Lasă tu, nu căuta atunci o situație. Ce situație? Dar tu nu te ridica, Mario, în picioare, stai jos. Stai jos tu, Rares. Mă ridic așa, vreau. De ce te ridici? Dacă îl vezi că vine către tine, te ridici. Nu, mă ridic așa. Nu, vin către tine să vorbesc mai aproape de tine. Vreau să stau cu ce? Ce, ești bodyguard? Ai început și tu să fii pe fundal? Nu. Vreau să stau. Am ies mardoi și tu? Nu mai stai jos, ești mardoi? Ești mardoi. Ești nu și tu? Nu, eu sunt. Nu văd. Stai așa, ce vă luați așa? Stau cum vreau. Ce aveți amândoi? Dar tu ce? Ce? Dar tu ce? Ce rupeți? Eu nu. Mă, ce? Bai, mă, lasă-mă. Ce te-a luat de agitat așa? Calmea. Stai mă jos, mă, ia-ți-mă poziția aia. Stau cum vreau, frate, mă. Ce-ți, mă? Și tu-s mardoială, mă. Nu mi-ești mardoială, frate, dar bine, ești în foaie la mine. Ești nebun, eu stau jos și vorbesc cu el. Bă, dar spune-i să tacă atunci, să ridică în picioare când te ridici și tu. Mario, ce ai zis? Bine, eu nu mă ridic să ridic. Eu vreau să vorbesc cu el, nu am făcut nici ala nimic. Bă, de ce să ridic? El vine la mine cu Galea, ce spune? Bă, dar uite cum a venit. Dacă ține, nu ne lucrezi de spate. Ai văzut cum a venit? La mine n-am. Dacă eu vin și ameliorez scandalul, tu în momentul când se ridică, te ridici și ce vrei să demonstrezi? Ai văzut cum a venit? Dar ce vrei să demonstrezi? Nimic. N-a ajuns până la tine, a rămas până acum. M-a ridicat că l-am văzut că se îndreaptă spre ce vrei să demonstrezi când se ridică ăsta? Nu te înțeleg. M-am îndreptat să vorbesc de aproape cu tine. Vrei să crezi cumva că vine și lovește și te ridici tu? Voci a doua ca să-l aperi? Și eu pur și simplu. Păi de ce?
Mario, Mario, cum a ridicat o frate? Ce să fac de astea, frate? Nu merg astea. Știu că ții cu ei și ești cu ei. Eu nu țin. În gula lui Ian. Lasă-mă, frate. Mario, să vine spre tine? Frate, nu ai cum să faci așa. M-a ridicat? Eu stau jos și vorbesc. Frate, te ridicat. M-a ridicat să vorbesc de mai aproape, pentru că tu ești prea sus și n-aș vrea. Te-am zis că dacă... Nu se mai întâmple. Te-am zis că dacă... Ai văzut-o la televizor, nu se mai întâmple. Stai liniștit. Nu se vine să se bată nimeni. Dacă asta cauți și asta... Nu se bată nimeni. Dacă vorbesc așa de la depărtare, am crezut că nu mă auzi. Știi? Și de-aia m-a ridicat. Dacă nu cauți apa, că nu ajunge nici vorbele la tine. N-ajunge să te bată, că nu poate să-ți dea două palme, nu mai te ridica când se ridică și ăsta ca să demonstrezi că și tu ești așa. Stai liniștit acolo și încearcă să-l faci din vorbe. Că nu te va lovi nimeni, îmi spun eu, nimeni nu te va lovi. S-a întâmplat toată în emisiunea asta, a plecat cineva acasă. Vezi, fraiere, că până va ajunge să crea la voi, crede-mă ce spun. Antrenor. Bine. Ai lovit-o pe aia? Da. Tu ameninți pe toată lumea, da. Tu le faci pe toată lumea, noi suntem niște nimicuri pe lângă tine. Când o să fii om diplomat și o să fii om cu cuvânt, cu mine, și, cu cuvânt și onoare, atunci poți să fii. Când ai caracter, poți să vii la mine. Eu înțeleg că el vrea să câștige bani din emisiune, că vrea să stea până la finalul emisiunii, dar hai totuși să fim oameni, să nu fim câini și roboți. Impresia că sunteți la fabrică, că lucrați cu normă. Eliminați. Păi eliminăm frumos. Ești inactiv? Ai venit la prezență la cum îi spune, la Bravo Ice Steel? Du-te acasă, că acolo e altă emisiune. Ești cumva co-prezentator? Ți se spune în cască că trebuie să-mi atragi păi mie atenția? Păi tu trebuie să respecti ceea ce ți-a spus doamna Cristina. Deci, ia spune-te, deci te-ai ridicat. Nu cum s-a ridicat el. Sau era el aici, dacă ți-ai zis că era ridicat. Păi tu ce coaliție? Care e diferența între Oradea și București? Fiți prieteni, n-are nimeni ce treabă cu voi. Fiți prieteni, fiți ce vreți voi. În emisiunea asta poți să faci ce vrei tu, înțelegi după cum vezi. Nu fac ce vreau eu, nu fac ce vreau eu. Ce vreau eu, ce vrei tu. Gândești pentru mine și știu să... Ok, dar nu mai încerca să faci lucrurile astea, că nu merg. Ți-am zis, au mai fost pe aici. Nu să mai fie. Îmi vine Mario și îmi spune că stau pe la 5 dimineața, stau pe la 8, dacă vreau. Ce? Și ce fac și eu? Care-i problema? Nu nicio problemă, dacă voi mă acuzați, tu îmi zici, tu să taci din gură, că m-ai zis că am stat în comă 3 zile, m-ai zis că am stat și în comă, vrei să te minți? Și dacă ai stat acum recunoști că ai zis comă, dacă eram aici, vorbește mai încet. Nu vorbesc mai încet. Îi zici la lume că stau 3 zile în comă și după aia o dai că nu stai și acum zici că stai, adică te contrazici singur. Băi, ce contrazis singur. Te-ai contrazis, că ai zis că n-ai zis comă. Acum ai zis că e comă? Ce faci, te contrazis? Ai fost bă. Și regret că, că toți trei te-am scos frumos și te-am dus în cameră. Regret. Bine, frate, regret. A fost la masă cu toți, a coborât, m-a sunat pe mine. Bine, am stat... Când au venit turistele la hotel, 10 minute, la asta cred că am stat. Am stat și am vorbit 10 minute, cam așa. Și după îmi zice, hai iubire, că mă mai urc și eu puțin cu băieții sus. Și am zis că du-te, Doamne ferește, că ce pot să-i zic? Dar știam deja de fete, știam că sunt două fete acolo la masă și că sunt toți băieții. Și am zis că du-te. S-a dus sus, n-a durat 2 minute, când mă sună iar. Și zic, ce s-a întâmplat? Nu, iubire, nu, că nu mai vreau să mai stau cu ei, gata, vorbesc cu tine și mă culc. Dar știa el altceva, da, n-a vrut să-mi zică. Normal că știa că... Unul, cineva din băieți a luat fetele alea și... Asta nu știu. Eu presupun. Aoleu. Asta nu. Cred. Nu știu. Nu știu, cred. Dar... De ce stai și vorbești cu atâția băieți și toate astea dacă n-ai niciun scop? Vorbești așa doar de dragul de a vorbi? Stai seama că au avut un scop. Atât ele cât și ei, nu? Poate au mai stat și au mai vorbit, eu știu. Au mai stat la o cafea, nu? Da. La o cafea. Tu n-ai vorbit niciodată? Bă, Marinescu, da, vorbesc ce vreau ești. Vezi că pe terasă... Eu vorbesc, da, eu mai vorbesc. Bravo! Mi se pare normal. Mă, vezi dar că... nu vă trebuie la răspundere pe voi ce vorbesc eu în exterior. Vezi că la hotel te laudai că l-ai pe comăni și că îl învârți așa pe deget. Stai cu mine. Vezi că sunt două caracteri. Așa că sunt... și ce? Auzi că eu îmi plasă. Crezi că eu stau să vorbesc despre tine? Păi eu îți dau ce importanță, singura importanță pe care poți și atenția pe care o ai din partea mea este aici, că sunt obligat să stau să vorbesc cu tine. Acasă, crede-mă că ești ultimul om. Singura diferență. Nu puteai să vorbiți cu mine. Ți-am pus niște întrebări, n-ai răspuns. Da, niște întrebări ce aberante. Ce zic la hotel, niște acuzații și mai aberante. Tu vorbești la hotel și nu vorbești de aici. Poți să răspunzi. Am zis singura diferență între noi doi, că eu ce zic la hotel, zic și aici. Tu aici nu zici și la hotel. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube.
Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.